Am avut și funcții de conducere. Am condus un departament de manufacturing la Iași, în aerospace. Am avut cumva libertate să iau decizii la locul de muncă, dar nu m-a ajutat să rămân angajat. Eu îmi doream să fac ceva al meu. Aveam o pasiune de a face ceva, de a lucra cu mâinile. Începusem acum 4 ani, când mă mutasem din București la Iași și având atelier acasă, trebuia să fac ceva ca să mă distrag de la muncă, să fie altceva, o pasiune, și începusem să fac o lampă, o măsuță, în fine, au fost niște chestii super banale, dar am prins curaj că am reușit să le vând. Era un test pentru mine oricum, îmi plăcea ceea ce fac și mă ținea super ocupat și gânditor acolo cu ale mele. Îmi zisese o prietenă: băi, Ovi, dar e un atelier de maker la non-maker space. Și atunci mi-a picat fisa că eu știam ceva și am zis hai să încercăm. Băi, mare a fost mirarea când am ajuns la Nod și am văzut cum e. Mi-amintesc că a venit prima comandă de la o pizzerie să facem niște rafturi și nu știam să ofertăm, adică eram la un nivel în care noi nu contorizam munca, ziua de muncă. Noi am terminat prima lucrare într-o lună de zile și am venit și cu bani de acasă. Ei, de atunci noi am început să facem bani cu lucrarea aia. Deci, efectiv, lucrarea aia, chiar dacă a fost nici pe zero, a fost pe minus, ei, lucrarea ne-a adus nouă super multe beneficii. Și pe urmă s-au legat lucrurile. S-au legat atât de frumos încât săptămânal primeam câte o cerință de ceva. Nodul creează conexiuni, foarte multe conexiuni. Societatea cumva nu-ți scoate în cale oamenii ăștia așa, mergând la metrou, ieșind de la metrou, ducându-te la un job oarecare la o corporație. Nu, aici la Nod sunt niște oameni super mișto, sunt niște oameni care, băi, dacă ai nevoie de ceva, oamenii te ajută fără să le ceri ajutorul, știi? Adică e o chestie pe care nu prea o întâlnești. Am o listă de arhitecți cu care lucrez constant, care îmi trimit un plan de casă cu produsele pe care vor să le fac. Toate produsele astea se ofertează după ce se stabilește împreună cu arhitectul ce materie primă să folosim pentru acestea, după care noi luăm măsurători de la fața locului. Se comandă materia primă, după care începe procesul de manufactură. Ceea ce presupune mare parte la noi sudură TIG și MIG și parte de finisaj, care depinde în funcție de materiale, și ultimul pas e asamblarea în locuința clientului. E o chestie diferită față de ce se găsește prin piață, pentru că noi le facem cumva custom, iar partea asta de metal, bă, e super diferită și super frumoasă în combinație cu lemnul. Toată munca ne ușurează faptul că știm să facem și proiectarea 3D a pieselor, adică odată ce măsurăm locul, incinta unei trebuie să încapă un dulap, de exemplu, noi facem proiectarea 3D legat de acel spațiu, de golul respectiv. După care noi deja știm exact cum construim cu detalii, câte șuruburi, ce șuruburi, în ce direcție, câte găuri, și asta le facem în pregătirea de asamblare. Procesul de sudură îmi place de mor. Deci îmi place să sudez de mor și îmi place să încerc tehnologii noi, să văd cum topește, cum nu topește, și e ceva inedit. Multă lume consideră mamă, sudor. Ai terminat o facultate, sudor.
Mie îmi place așa. Lasă-i pe ei. Planul pe viitor la OVI e să dezvoltăm anumite produse în colaborare cu unii designeri pe care să putem să le marketăm pe magazine specialitate de design. Cumva vrem să îmbinăm partea de custom cu partea de produse de serie. Mă numesc Ovidiu, reprezint UV Studio și în acest atelier îmblânzim metalele. Plan.